La bună revedere, prieteni, la momentul de poezie. Ca de fiecare dată, așa cum știți, eu, Armanda Filipine, voi încerca să vă fac cunoscute alte poeme în speranța, deci nu voi încerca, asta fac, dar speranța este că dumneavoastră veți căuta poeții pe care eu îi prezint, încerc să nu îi repet și să fie de fiecare dată poeți noi pe care nu i-am mai prezentat în momentul de poezie, care astăzi are numărul 382. Într-o zi de început de aprilie 2021, tot cu pandemie, tot cu probleme, tot cu certuri și tot cu unii care nu știu ce au de ies în stradă și protestează împotriva, până la urmă, împotriva bolii, ar trebui să stea acasă și să citească poezie. Eu, cel puțin, asta încerc să fac și am întârziat pentru că, repet, nu vreau să se repete autorii și revistele care sunt totuși cu același număr de oameni care scriu în continuu, prezintă autori pe care deja îi cunoașteți și, în fine, am ajuns la o triadă pe care am să vă prezint imediat, nu înainte de a spune că avem din nou un parcurs sonor muzical care să ne facă și mai plăcută întâlnirea cu poezia. Astăzi este un compozitor din perioada Renașterii, francezul Pierre Artagnan, pe care îl ascultăm, iată ceva care chiar merge cu poezia și sună chiar primăvăratic, mai ales că ați văzut, e din ce în ce mai frumos afară, pocnesc mugurii din ce în ce mai tare, deci haideți să vedem o poezie care este aproape ludică, dragii mei, autorul fiind nimeni altul decât Spiridon Popescu, născut în septembrie 1952, județul Gorj, membru al filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor și despre care toată lumea care îi citește poeziile știe că trăiește în Târgu Jiu. Și din creația lui Spiridon Popescu am să vă prezint un poem care a apărut într-o revistă ieșeană, Poezia, una mai demult, din 2005. Numărul 4 din 2005. O baladă, dragii mei, pentru că, nu-i așa, primăvara merg foarte bine baladele, chiar dacă n-au înflorit toate cele care trebuiau să înflorească și pandemia de COVID-19 ne cam obligă la tot felul de probleme. Așa că, zic eu, cu ajutorul întâlnirii poetice semnate Spiridon Popescu, să ne revenim măcar cât ține această baladă și să fim bucuroși de întâlnirea cu poezia. Mă învinuiesc și azi destui că nu l-am prins și eu într-un cui pe fiul demiurgului. Prietenii dragi se plâng mereu că numai prin refuzul meu sunt robi la încun Dumnezeu. Că le-ar fi spus lor cineva, un singur cui de mai era, mormântul nu se deschidea. Eu nu zic, ba, așa o fi, dar nu înțeleg de ce scopii și nu încetează mă hulii. Nu văd că și eu sunt tot ca ei, bătut de ambii Dumnezei. Spiridon Popescu, dragii mei, și vă invit să căutați și alte poeme care au toate același stil, v-am zis, cu puțin ludic, cu puțin ironie sau mai multă ironie, uneori e autoironie, ceea ce e greu de făcut, da? Nu e imposibil și de la Spiridon Popescu putem învăța cum să tragem, să ne tragem câte ironie pentru că face bine. Să nu fie prea mult cinism. Dar ironia cu cinism în perioada asta ar trebui să meargă bine. Un alt autor pe care vreau să-l avem împreună cu noi la momentul acesta de poezie, v-am zis, 382, dragii mei, și nu ne oprim în fiecare zi,
ne întâlnim cu poezia ca să mai uităm puțin de pandemie. Deci un alt autor pe care vreau să-l avem aproape este din filiala Pitești a Uniunii Scriitorilor, Valentin Predescu, născut în 1946. Iată, un autor care are experiență și care știe ce face în materie de poezie și am ales un poem foarte, foarte frumos și foarte interesant pentru că se cheamă Gorunul și noi nu prea vedem goruni și ați văzut în poezie, nu prea se scrie așa decât despre floricele pe câmpii, despre steluțe și despre norișori și la la la, în fine, această poezie este una, v-am zis, foarte frumoasă și este prezentată în formula cealaltă a revistei Familia, care din păcate nu mai este, dar în fine, să zicem că orice schimbare poate să fie și bună, dacă oamenii fac asta. Din revista Familia de la Oradea, numărul 2 din 2020, deci de pe vremea când era prietenul poet Ștefan, Traian Ștef, redactor șef, și, în fine, selectau acolo toată echipa redacțională poezii care să merite atenția auditoriului. Mai ales că revista Familia este una cu multă, multă vechime și cu o tradiție remarcabilă, așa că iar am vorbit prea mult, haideți să vă spun poemul lui Valentin Predescu, Gorunul. Tu stai ascuns în coaja de gorun, precum un viermen strai străbun. Cât muntele de înalt, gorunul tău, și din înalt să cazi, umil în hău. Cum n-ai nici Dumnezeu, nici trup, nici semn, ești doar un lemn în lumea ta de lemn. Și doar cât viermele să stai de drept, în coaja trunchiului de legi imunde, să te cioplească vântul, să-ți intre în piept tăișul timpului ce nu te aude, să stai ascuns într-un gorun uitat de vremi și vierme dacă ești să te întrebi, să întrebi gorunul, tu ești trecutul meu, de ce mă chemi să fim tot împreună cât numai unul? Iar judele de sus, inert, îți va răspunde, ești doar un lemn ce în foc te voi ascunde. Iată un dialog cu esența acestui gorun și poetul care evident că meditează la propria existență în comparație cu acest minunat gorun. Da, există aici și viermele și mai există și alte trimiteri și este evident, n-avea cum să nu fie tăișul timpului. E, dacă ne-am gândit mai des la chestia asta, poate că ne-am comportat și ceva mai înțelepțește, nu? Da, e complicat. E complicat când uităm ce trebuie să facem sau când nici n-am învățat la timp, acum mă refer la cei care protestează, Doamne, chiar că n-au învățat nimic. Dar cu siguranță următorul autor pe care am să vi-l prezint a învățat chiar și în viața scurtă pe care a trăit-o destule și ne-a lăsat destule. Pentru că George Suru, despre el este vorba, din Caransebeș, nu numai că a lăsat multe, dar a iubit atât de mult oamenii încât oamenii au răspuns cu iubire. Și el care a condus cenaclul de la de la Centrul Cultural din Caransebeș, acum i-a lăsat numele și în Caransebeș există Centrul Cultural care se numește așa, George Suru. A trăit între 18 februarie 1940 și doar 29 mai 1979.
a publicat totuși destule volume în așa fel încât oamenii de litere să îl îndrăgească și v-am zis cei care erau colegi de Cenaclu și pe care i-a invitat la Cenaclu în Caransebeș, bineînțeles că nu-l vor uita. Așa cum nu l-a uitat nici prietenul Marian Oprea și i-a ales poeme să facă parte din antologia de la editura Burumar, Peisaj în devenire, o panoramă a poeziei din Banat, din care v-am prezentat și mai am câțiva autori și pare bine că pot să vă prezint. Și am să aleg de aici, de fapt am să vă prezint primul poem din seria prezentată aici în antologie, deci George Suru, poemul intitulat Liman. Asta poate și pentru că acest cuvânt știm foarte bine ce înseamnă, să fie așa ca o speranță, să ajungem și noi odată la un liman în această pandemie. Dar, în fine, poezia e despre altceva. Deci, George Suru, regretatul poet din Caransebeș, poemul Liman. Strălucitoare ca ceața, încolind de zăpadă, semințele netrăite plutesc deasupra trupului meu. Gândul ascuns atât de demult să le fi chemat ca să-și înalțe casă cu temelii în sânge, cu cocoșul vântului în ochi? Când plecam, aveam pieptul nepătat, mâinile ca socul, crezul ca cerul, umerii ca jderul, pașii ca sideful. Și chemam o durere din îndepărtat ca să nu mă acopere gerul. Să fi ajuns oare să-mi pun privirile de sărbătoare, ploapele de joc, genele de noroc, cearcănul de soroc? Să fie colindul de zăpadă focul visat în plecarea de altă dată? Cu umerii în piatră strâng la piept semințele netrăite, le simt cum plesnesc și pătrund în mine cu înflorite cuțite. Voi fi, poate, primul pământean al norului, prima tulpină a golului, prima linie dreaptă a ocolului, sau poate zborul din tâi, fără de aripi, în vis, în zodia săgetătorului, al cocorului. Ce poem, dragii mei! Regretatul George Suru, v-am zis, cel care a dat numele casei Centrului Cultural din Caransebeșul natal, de fapt, cei care l-au iubit și care l-au admirat și care l-admire au făcut acest lucru. Și iată că acest poem, Liman, spune atât de multe încât am putea scrie o poveste întreagă de aici. Și îmi place, îmi place și ploapa de joc și geana de noroc și colindul de zăpadă, dar cel mai mult mi-a plăcut când a zis să-și pună privirile de sărbătoare. E, ar trebui să ne găsim și noi clipe în care, din când în când, să ne căutăm niște priviri de sărbătoare și să ne le punem pe ochi sau pe gură în loc de mască și să plecăm. Să plecăm și să ne batem cu pandemia și să o gonim. Dar deocamdată ea există și noi trebuie să fim mai atenți și la noi, dar mai ales la ceilalți, dacă iubim, dacă îi respectăm. Și cred că iubitorii de poezie vor accepta invitația mea mâine la un nou moment. Până atunci vă spun toate bune, noapte liniștită, o îmbrățișare cu toată bucuria și dragostea și, repet încă o dată, protejați-vă inclusiv printr-o întâlnire cu poezia pe care să o faceți singuri. Și ne vedem mâine!